Bună ziua și bine v-am găsit! O doamnă minunată, Irina Reisler. Eu vă mulțumesc și vă urez tuturor bun găsit, așa de oriunde ați fi. Așa cum scriam ceva mai devreme, chiar dacă suntem la distanță, iată că până la urmă tehnologia asta are și o parte foarte bună, că inimile pot fi împreună chiar și la mii de kilometri distanță. Așa e. Și călătoria aceea de care pomeneați atunci când ați anunțat pe pagina dumneavoastră că veți veni și către românii din Austria, dar cu siguranță alături de noi vor fi români din toată Europa, cred eu, și din lume, toți cei care au rămas alături de dumneavoastră tot timpul și care iubesc tot ceea ce faceți, pentru că măestria mâinilor dovedește tot ceea ce se vede acolo în spate, dar și ce purtați dumneavoastră. Și ați pus suflet în fiecare proiect pe care l-ați făcut atunci când a trebuit să o luați de la capăt. Cred că e o poveste tare frumoasă pe care ar fi bine și românii din afară. Că e o legătură un pic, știți? Când plecăm din țară și ne rupem de acolo, o iei de la capăt. Așa este, o iei de la capăt și este nevoie de foarte mult curaj să o iei de la capăt oriunde te-ai aflat. Și chiar și aici este o provocare să faci asta. Mă întorc un pic la ce spuneați despre măestria mâinilor. Eu consider că mâinile mele sunt doar o uneată, un intermediar între ce vine de deasupra noastră, mesajele pe care le primește inima. Mâinile nu fac decât să însuflețească practic aceste mesaje. Cumva, nu că nu mi-asum talentul pe care l-am, dar harul cred că este cumva mult peste noi și cred că trebuie să fim atenți la mesajele care vin de deasupra noastră ca să ne putem folosi acest har și ca să putem dărui oamenilor din el. Atunci când am început să lucrez bijuteria, acum deja sunt 6 ani, lucram doar pentru mine la început și ușor, ușor învățam tehnicile, dar nici prin gând nu îmi trecea să lucrez pentru alți oameni. Și țin minte că era în ajunul Crăciunului, chiar pe 24 decembrie, și m-am dus într-un magazin de pietre de unde mă aprovizionez să-mi cumpăr, mi-aduc aminte ca și acum, niște citrin. Văzusem un citrin foarte frumos și vroiam să-mi lucrez așa în dar de Crăciun, un colier. Și la un moment dat, în magazin, a intrat o doamnă, așa, în stilul acela destul de răvășit, cât să devii atent la astfel de persoane. A venit direct la mine, aveam la gât un colier pe care mi-l făcusem. S-a înfipt cu mâna în el, eu m-am speriat că nu înțelegeam ce am făcut și ce vrea de la mine. Și mi-a spus doar atât: tu l-ai lucrat, nu-i așa? Da. Și ai un site sau expui undeva, mergi la expoziții cu bijuteriile pe care le lucrezi? Nu, pentru că la vremea respectivă chiar nu făceam asta. Și mi-a zis: ține minte, Dumnezeu ți-a dat un har, iar dacă tu nu-l vei dărui oamenilor, ți-l va lua înapoi. Și i-a făcut stânga împrejur și pe aici ți-a fost drumul. Am întrebat-o pe patroana magazinului dacă o cunoaște, mi-a zis că da, e clientă veche și este cumva, are niște clar viziuni. Doamna respectivă lucra în zona asta de parapsihologie și zice: dar eu consider că tu ar trebui să iei întâmplarea asta drept mesajul tău din ajunul Crăciunului. Și din ziua respectivă cumva mi-a făcut și bine întâlnirea cu acea persoană, nu am mai văzut-o niciodată, dar m-a și speriat, cumva m-a panicat și din ziua aceea am hotărât să ușor, ușor să încep să lucrez bijuteriile pentru toate inimile care ar vibra cu ele. Și uite, așa s-a născut Marisia și, cum să spun, lumea asta, pentru că până la urmă este mai mult decât, nu știu, un magazin de bijuterii. Fiecare
obiect handmade, lucrat manual, este mai mult decât un obiect în sine. Dacă mergem și siguranță, cred că fiecare are o poveste, pentru că știu cât de mult vă implicați atunci când faceți o simplă, poate pentru unii ar părea o simplă brățară, dar absolut, nu e. Absolut. Eu cred că nu doar bijuteriile mele sau orice obiect lucrat manual de un artizan poartă în el. Gândiți-vă că orice faci manual durează un timp. Câte gânduri se așează în obiectele lucrate manual, câte emoții, câte, pentru că toată atenția este acolo atunci când lucrezi și încarci cu emoțiile tale obiectul respectiv. Eu de asta în preajma tuturor sărbătorilor, deși aș încuraja zi de zi asta, dar mai ales acum, îndemn oamenii să se îndrepte către obiectele lucrate manual, pentru că ele sunt purtătoare, sunt ca niște mesaje, sunt purtătoare de emoții. Una este să cumpere o bijuterie lucrată în fabrică pe bandă rulantă. Sigur că există o diferență de aspect. Handmade-ul este perfect în imperfecțiunea lui. Un obiect lucrat pe bandă rulantă în fabrică, desigur că nu are nici cel mai mic nelucru, cum să vă spun, lucru nepus la locul lui. În handmade, tocmai în asta constă perfecțiunea. Da, este foarte mult de povestit despre asta și este o poveste frumoasă, dar care are legătură, sunt sigură, cu o carte iubită, să știți, de români, pentru că am comandat de multe ori. Știu că atunci când am îndrăznit prima oară, v-am contactat personal. Da, da, era Mureș, care a plecat, a fost semnată. Da, mi-aduc aminte. Septembrie 2019. Da. Am prins ultimul tren înainte de pandemie cu lansarea cărții și sunt foarte fericită că am putut să o fac în librărie cu foarte multă lume. Am prins așa ultimul tren al lansării altfel față de ce am putea să facem noi și uite că nu putem. Absolut, adică toate, cum să spun, privirile oamenilor, atingerile nu pot fi înlocuite de nimic în virtual. Eu am avut norocul și am prins ultimul tren înainte de pandemie. Îmi aduc aminte și prima comandă a dumneavoastră era o nebunie întreagă cu lansarea. Și mă bucur foarte mult că oamenii iubesc cartea. Ea este o carte aparent despre slăbire. În esență, dar nu e. Nu este. Cred că ponderea mai mare o are partea motivațională, povestea personală. Regimul, el e public de ani de zile, se fac 20 de ani. Adică oricine are acces la regimul propriu zis, la informație. Da, dar povestea în sine, cred eu că e cea care stă în spatele a puterii de a ține un regim. Nu contează despre ce regim ar fi vorba, ci felul în care v-ați spus dumneavoastră povestea și în care la rândul vă dați puterea și o motivați pe cei care au acea carte în mână și spun de ce ar trebui să pot. Și povestea a fost spusă, foarte multă lume mi-a spus-o așa cumva îndoit, ca un fel de reproș. Ai fost atât de sinceră în cartea asta, eu n-aș fi avut curajul să povestesc atât de deschis. Momentul cu fetița dumneavoastră și când acel declic, ăla nu poți să spui că e un fake, n-ar putea cineva vreodată să spună. Am simțit că sinceritatea înseamnă de fapt expunerea unor trăiri pe care orice persoană supraponderală le are. Neputința de a se privi în oglindă, stările de rău, neputința în fața unei diete, abandonul care poate să apară. Toate trăirile acestea sunt comune atunci când ai kilograme în plus și vrei să scapi de ele. Am considerat că este mult mai util să vorbesc despre
ce este în sufletul, înăuntrul unei persoane supraponderale, decât despre informația în sine brută despre dietă. Există și aceste informații, există și reguli de menținere în carte, există absolut tot ce trebuie și din punct de vedere tehnic. Însă am vrut foarte mult să fie emoție acolo, așa cum îmi place să fie emoție și în bijuterii și în ceea ce scriu. Așa, asta este structura mea, toată viața mea. Am scris povești la televizor, la radio, pe site-uri, în bijuterii și în carte. De asta am ales să nu fie o carte foarte stufoasă, desigur. Aș fi putut să scriu sute de pagini despre... Da, ești ilustrată superb. Mesajele sunt... Este foarte personalizată. A fost o, cumva din partea editurii, a fost un proiect îndrăzneț, pentru că doar Oprah mai are publicată o carte în acest format. Existau așa îndoieli cum va prinde la public structura aceasta de carte. Eu cred că e ușor de citit, e foarte important să poți să o iei cu tine, să o lecturezi ușor, nu să facem compendii și cărți de nutriție, da, pentru, pentru asta există nutriționiștii și medicii specializați. Rolul meu întotdeauna, și pe forum acum foarte mulți ani și pe grupul de Facebook pe care l-am închis anul trecut, rolul meu a fost acela de suport, practic. Sigur că ofeream și informația pe care o aveam și era corectă și verificată, dar în principal rolul meu era acela de susținător. Cartea tot asta vrea să facă și face, te susține. Este ca un punct de sprijin atunci când simți că nu mai poți, fie că ții dietă, fie că, Da. Dacă îmi permiteți, pentru că eu tot timpul când am, cred că toți trecem prin momentele alea mai puțin bune, într-o zi, dar tot timpul îmi repet, pentru că e un mesaj care mie mi-a rămas întipărit acolo, că nimic nu este imposibil dacă suntem fideli visurilor noastre și credem în ele. Și în noi, zi de zi. Nu este imposibil să fii mai fericit. Nu e imposibil să ai un copil. Nu e imposibil să evoluezi în carieră. Nu e imposibil să te lași de fumat. Nu e imposibil să slăbești. Nu e imposibil să ai venituri mai bine. Nimic nu este imposibil. Trebuie doar să transformi acele promisiuni, cum spunea dumneavoastră, planuri, speranțe de început de an, într-un crez pe viață. Crezul ăsta, dacă l-am avea toți, am schimbat, cred eu, în bine și ce nu e bine la noi în țară, da? Da, asta e o altă discuție. Da, bine, ceea ce se întâmplă acum la noi în țară nu cred că are nici măcar un element comun cu ceea ce scrie în cartea mea. Dar da, așa este și să știți că și eu fac mari eforturi în ultimul an să nu retez aripile visurilor mele, pentru că am visuri. Pandemia a pus un stop brutal foarte multor planuri, proiecte, visuri, și pentru tine, și pentru mine, și pentru toți cei care ne văd, ne ascultă. Și eu sunt în rândul oamenilor și mie mi-este foarte greu, dar mi-am promis că în această vreme nu am să tai aripile visurilor mele. Și știți că am mai povestit despre asta, că unul dintre ele este ca la un moment dat, după ce Anisia va fi terminat facultatea de medicină aici, dorindu-și să facă rezidențiatul în afară și să rămână în afară, și noi o vom urma, iar eu voi avea un butic cochet de bijuterii lucrate handmade. Austria sau Germania? Vă așteptăm în Austria, dacă se poate. Da, Salzburg, da. Știți că e un oraș superb. Este prima opțiune. Noi suntem mult mai aproape de Salzburg, dar eu cred că ar fi super. Să știți că visul ăsta încă e acolo în zbor, în univers, și încă se ridică și aștept cu răbdare. Cred că, la fel ca în slăbire și în situația actuală,
Răbdarea este cea care trebuie să, pe care trebuie să o învățăm. Cumva se va termina povestea asta. Trebuie doar să avem răbdare și să facem în timpul acesta ceea ce trebuie. Exact ca în dietă. Trebuie să avem răbdare și să ținem dieta corect. La fel este și acum. Trebuie să avem răbdare și să nu renunțăm la nimic din ceea ce ne face bine, din ceea ce ne face fericiți, din ceea ce ne ridică în evoluția noastră. Oamenii s-au schimbat foarte mult, foarte mult în ultimul an și simt asta, chiar dacă trăiesc în bula mea frumoasă, în universul meu înconjurată de oameni frumoși, de pietre frumoase. Oamenii s-au schimbat foarte mult și asta este ceea ce mă sperie, dincolo de virus, de vaccinare, de este vorba despre schimbarea aceasta. Când a izbucnit pandemia, toată lumea striga pe pereții Facebook-ului: ne schimbăm în bine. De fapt, asta vrea universul, să ne atragă atenția, că e momentul unei schimbări. Aiurea, foarte puțini oameni s-au schimbat în bine, haide să o spunem pe șleau. Așa e. Pandemia asta a scos din noi tot ce era mai urât ascuns din păcate. Din păcate. Eu aștept ca oamenii să se replieze și să înțeleagă că nu așa trebuie să ne schimbăm și că nu asta vrea universul de la noi. Nu ăsta e semnalul care s-a tras cu pandemia aceasta. Și cred cu toată tăria că va veni ziua în care visurile vor deveni realitate, inclusiv al meu. Da, e o perioadă, iată, și în pandemie, adevărat, cred că mulți antreprenori au fost nevoiți să renunțe. Alții au mers mai departe și cred că acel mai departe reprezintă exact ideea și posibilitatea de a găsi soluții, de a te replia. Cum a fost pentru dumneavoastră, că nu e ușor, și trecutul ăsta de la pe online are avantajele și dezavantajele lui, mai ales, și mă refer aici la publicul obișnuit, totuși să interacționeze cu dumneavoastră sau să vă cunoască, să încerce într-un fel sau altul să comunice în mod direct, nu neapărat virtual. Cumva eu am avut norocul că business-ul mare al nostru era online. Așa a fost dintotdeauna, din 2009. Vorbesc acum despre magazinul de cosmetice. Zona de magazin fizic era un plus pe care îl aduceam magazinelor online, două sunt la număr. Deci cumva eram familiarizată cu tot ce însemna online. Am lucrat voluntariat foarte mult doar în online. Există însă și partea cealaltă, reversul. Noi am închis unul dintre business-uri, respectiv centrul de slăbire și de înfrumusețare. L-am închis în martie anul trecut, când a izbucnit pandemia, pentru că era evident că urmează o perioadă grea și incertă în care lucrul one-to-one cu clientul va deveni o adevărată provocare. Și cumva de comun acord cu toată lumea am decis să închidem centrul. A fost foarte greu, a fost într-un fel a fost liniște, pentru că urma un drum greu și m-am salvat de la asumarea acestor răspunderi. Momentul în care am decis să închid a fost acela în care o clientă a sunat să întrebe când redeschidem, că era stare de urgență la momentul respectiv, și mi-a pus în vedere că ea nu poartă mască și că nu va accepta să poarte mască în timpul tratamentelor. Și acela a fost momentul care m-a zdruncinat și mi-am dat seama că ar putea urma tot felul de conflicte, de din păcate, așa e. Da, adică niște lucruri pe care nu le vroiam în viața mea, nu aveam de ce să mă expun unor astfel de discuții și certuri și luptă de convingere, pune masca, scoate masca. Adică
clar ar fi urmat o perioadă extrem de conflictuală și deloc frumoasă. Și atunci am stat și m-am gândit, nu mult, pentru că timpul nu ne permitea, și am hotărât că o poveste care a fost foarte frumoasă, au fost 9 ani totuși în care am investit tot ce a ținut de mine, de la... Tocmai de aceea vă întrebasem, pentru că știu că nu e atât de simplu. Nu, absolut nu a fost o astfel de decizie, dar când e necesar. Nu a fost simplu, dar uneori este, sau nu uneori, tot timpul în viață este foarte important să acceptăm că există și nu. Nu există doar da în viața asta. Trebuie să învățăm să acceptăm că există și nu, și trebuie să învățăm să spunem nu atunci când este cazul. Eu, prin structura mea, sunt o fire foarte tranșantă și nu am o problemă în a refuza, în a spune nu. Dar știu că foarte multă lume se complace, din jenă, din... Da, ce o zice ăla? Așa e. Da, și atunci nu, oamenii nu învață acest nu necesar uneori, din păcate. Așa că am ales, întorcându-mă la poveste, am ales să pun capăt unei povești frumoase de 9 ani în acel moment. Nu să mai aștept, nu să mai încerc. Vom vedea în viitor dacă lucrurile vor evolua bine. Vedem atunci ce se poate face. Așadar am rămas cu business-urile online, iar în acest an și jumătate, că se fac 2 acușica, am reușit să o cresc foarte mult pe Marisia, în partea de bijuterie. Da, este într-adevăr. Aveam timp să lucrez doar nopțile, ziua fiind la centru până la 9 seara, și atenția era împărțită între mulți copii, cum s-ar spune. Anul acesta însă am avut timp să mă ocup de ea și simt evoluția mea în realizarea bijuteriilor. Deci cumva un ochi râde, unul plânge, cam așa cred că a fost pentru antreprenorii care au reușit totuși să meargă înainte ultimul an și jumătate. Nu v-ați lăsat, zic eu, niciodată bătută, indiferent de cât de dificile au fost perioadele prin care am trecut cu toții. Și inerent trecem în viață, dar știu cât de mult vă implicați, pentru că business-ul, ca să vi-l țineți, munciți alături de familia dumneavoastră. Vă ocupați de trimiterea colegilor către cei care își doresc ceva. Adică oameni care pun sufletul nu doar spun, știți, genul dau directive. Nu, v-ați implicat total împreună și așa ați reușit să vă mențineți unde sunteți acum și să dea Dumnezeu să fie și mai bine și să ne vedem cu un butic și în Austria. Da, neapărat. V-am spus că visul acela are aripi, dă din ele. L-am învățat să zboare și dă din ele. Da, așa este. Fiind un business de familie, el a pornit practic într-un moment de cumpănă. Atunci când postul de televiziune pentru care făceam campanii de nutriție și emisiuni medicale ne-a anunțat că peste o săptămână el își închide porțile. Și practic am rămas, era chiar în decembrie, înainte de Crăciun, am rămas pe drumuri, adică ăsta e adevărul. Trebuia căutat o soluție, nu puteai să, ce să faci. Trebuia căutat o soluție, dar prima mea grijă nu s-a referit la mine, pentru că niciodată eu nu sunt pe primul loc. Eu aveam o campanie de nutriție în derulare la momentul respectiv, cu contracte de sponsorizare, cu săli de sport, saloane, nu aveam business-ul nostru, nu exista. Emisiunea de televiziune. Ori acele înțelegeri, contracte, trebuia să meargă înainte, adică nu poți să le spui oamenilor, știți, la revedere, asta e, dumneavoastră ați cheltuit niște bani cu participantele noastre, dar pe noi nu ne mai interesează. Și atunci am zis, care este cea mai rapidă modalitate de a continua?
Fac un site. Vorbim de anul 2008, decembrie, când site-urile erau așa, ceva... Da, pe atunci nu era atât de... Nu, absolut. Iar în România nici atât. Adică nu, noi nu știam decât să ne citim mail-urile. Asta era contactul nostru cu lumea virtuală. Și am vorbit cu un fost coleg din ProTV care, mă rog, a acceptat, nici el nu se pricepea foarte bine. A făcut un site, mi l-a pus în brațe și a zis, na, rolul meu s-a încheiat aici, de acum te descurci. Și am învățat singură absolut tot ce însemna publicarea unui articol, fotografii, video, tot ce înseamnă suportul tehnic, pentru că și pe un site totuși ridici într-un anume format. Da, e un pic de muncă. N-aveai de unde să-ți iei informația la momentul respectiv, că acum nu știi ceva, ai căutat un tutorial pe YouTube și bai, ieși la lumină. Dar vorbim, repede, anul 2008, în care nu aveai ce să cauți nicăieri. În fine, cu multe lacrimi, cu nopți nedormite, a fost cam jumătate de an în care dacă dormeam 2 ore pe noapte, era un lux. Țin minte că erau zile în care dacă mergeam și mă opream din mers, mă lua somnul în picioare. Deci vrea să fiu tot timpul în mișcare ca să țin adrenalina aia la un anumit nivel. A fost foarte greu. A fost foarte greu. Și partea cea mai proastă a fost că, bun, campania a continuat, dar și a fost foarte frumos și făceam filmări și toată lumea era încântată. Dar problema e că încântarea nu ține de foame. Pentru că din acest demers nu existau încasări, nu exista nimic. Și atunci, în ianuarie, am conștientizat că nu merge chiar așa, că nu e totul poezie în viață și că am un copil mic și nici o altă emisiune în altă parte nu poți să pocnești din degete și să apară. Exact, și să te duci să... Absolut. Și atunci am zis, bun, care este o cale rapidă de a putea să continuăm să trăim? Și am zis, ok, facem un magazin online în care voi revinde produsele cu care se lucra în campaniile de... Na, fiecare specialist venea cu cremele lui, cu buleiul. Normal. Da. Cea mai rapidă cale și simplă este să facem un magazin online în care, iarăși, magazin online în ianuarie 2009 în România, suntem unul dintre primele magazine online din România, nu existau la vremea respectivă. Comerțul online era așa, o poveste frumoasă. Și am făcut magazinul care a prins rapid aripi, probabil că nu probabil, sigur m-a ajutat foarte mult și imaginea din televiziune, faptul că am fost un om serios tot timpul, că nu mi-am înșelat niciodată publicul, că mi-am păstrat promisiunile și cumva asta a dat greutate foarte mare business-ului. Și uite, așa s-a născut și magazinul online. Apoi prin primăvară am primit o ofertă de la Televiziunea Română să fac tot așa, să continui partea de emisiuni de nutriție și, mă rog, viața a mers mai departe. Dar momentul acela a fost un moment de cumpănă absolută în care mă uitam la Anisia și îmi dădeam seama că trebuie să merg în continuare la grădiniță, deci trebuie să o pot plăti, că trebuie să mâncăm, avem rate la, chiar aveam rate la, ca orice, am fost niciodată bogați, suntem niște oameni absolut obișnuiți, care trăim la un nivel decent și atâta tot. N-am avut nici pile, nici părinți bogați, n-am avut nimic. Aveți talent și ați muncit de fiecare dată pentru așa am considerat și asta v-a ajutat și ajută un om corect. Atâta timp cât am 2 mâini, 2 picioare, sunt sănătoasă, am o minte și am un suflet, nu poate exista eșec. Iar atunci când vezi că un lucru pe care ți-l dorești să faci chiar nu iese, lasă-l deoparte un timp să dospească și tu vezi, adică ce vreau să spun este că niciodată nu mi-a plăcut să forțez lucrurile. Ele au mers de la sine pentru că am făcut tot ce trebuie pentru ele, dar și pentru că le-a fost dat să se întâmple.
Există însă în viețile noastre și lucruri care nu trebuie să ni se întâmple nouă sau nu în acel moment. Sau poate că peste un an e rândul visului respectiv să se împlinească. Întorcându-mă puțin la starea din acest an și probabil și din anul care va urma, eu cred că împăcarea este o emoție care nu trebuie să ne lipsească. Împăcarea cu noi, cu ceea ce avem, că e mult sau că e puțin. Uneori poate fi mai mult, alteori poate fi mai puțin, dar trebuie să fim recunoscători tot timpul pentru ceea ce avem. Nu să plângem după ceea ce n-avem. Pentru ceea ce nu avem, trebuie să luptăm, nu să plângem. Nouă ne lipsește, aici cel puțin așa simt eu, ne lipsește împăcarea asta cu noi. Liniștea. Liniștea, nu liniștea aia că mă așez confortabil în canapea și aștept în liniște să se întâmple ceva. Nu, nu, nu. Vorbesc despre liniștea aceea din suflet. Mulțumirea. Uite, la bijuterii, de exemplu, pot să dau un foarte concret și să exemplific foarte bine. Nu întotdeauna vânzările merg, e așa, e că totul e așa, adică totul este în sus, în jos, exact. Adică, dar eu continui să le fac. Continui să le fac cu aceeași dragoste, punând aceleași emoții frumoase în ele, fără să fac rabat la calitate, știind că într-o bună zi își vor găsi sufletele pereche. Deci noi trebuie să continuăm să facem cu împăcare și cu corectitudine lucrurile, toate, pentru că într-o bună zi va veni răsplata lor. Dacă fiecare piatră, fiecare lucru pe care îl realizați dumneavoastră are o poveste, are o mică poveste acolo, are o însemnătate. Și mă uit acum la ceea ce purtați dumneavoastră, pentru că sunt parte din marea familie Marisia. Da? Un nume frumos, un brand deja, îndrăznesc eu să spun, din alăturarea numelui soțului și al fetei. Da, Marisia, multă lume crede că e numele fiicei. Nu, Marisia înseamnă Marius plus Anisia. A fost așa o contopire a numelor lor, din care s-a născut numele bijuteriilor. Da, așa este. Fiecare piatră așezată lângă o altă piatră înșiră o poveste. Exact așa trebuie să facem cu viețile noastre. Faptă după faptă înșirăm o poveste. Cuvânt după cuvânt înșirăm o poveste. Este foarte important să devenim atenți la cum ne construim pe noi. Eu tuturor le spun așa cu drag, nu cu infatoare sau măi, când e ceva în regulă, că se întâmplă, că ți se întâmplă, că primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te întorci cu fața spre tine. Nu să cauți vinovații în altă parte. Așa e. Întoarce-te mai întâi cu fața spre tine și vezi dacă nu cumva acolo este golul care a declanșat căderea. Și abia după aceea, după ce te asiguri că tu ești 100% în regulă, caută vinovații în prejurul tău. Cred foarte mult în cum ne construim viețile, sufletele, felul de a fi. Uite, de pildă, eu niciodată nu am să înțeleg oamenii care fac bine și după aceea ies pe scenă la aplauze. Niciodată. Întotdeauna am avut cazuri umanitare în viața mea, cât să-mi deschid în special copii, că, mă rog, acolo poveștile sunt foarte touching și cred că pot să deschid 10 grădinițe cu copiii care mi-au trecut prin mâini și... Dar niciodată nu am ieșit la rampă la aplauze. Adică, sigur că promovezi binele ca să stimulezi și pe alții, dar nu luând asupra ta merit. Adică, până la urmă, atunci când eu puteam să ajut
un copil bolnav sau un om bolnav sau... Eu eram o unealtă, eram un intermediar, eram un element din viața, din destinul acelui om. Am apărut în viața lui pentru că am putut să fac un strop de bine pentru el. Dar ăsta nu este nici pe departe meritul meu. Meritul aparținea și mai aparținea oamenilor care se implicau. Eu și eram... care la rândul lor întindeau o mână de ajutor celor exact. Care aveau nevoie. Eu eram doar o portavoce, poftim dacă vrei. Sunt foarte multe lucruri care personal mi se par de la locul lor, dar nu am niciun drept să judec și nici nu o fac. Dar cumva mentalitatea este diferită de ceea ce se poartă acum. Așa cum spuneați la un moment dat că în businessul acesta de familie l-am crescut implicându-mă. Da, adică am întâlnit și persoane care, nu știu, își creșteau afacerile sau numele sau imaginea sau așa, folosindu-se de reușitele altora. Adică, pac, cu tare, mamă, deci ăla da, se poartă, se poartă și mediopolitic lucrul ăsta, mai mult. Îmi fac poze la evenimentul ăluia și, pac, mi-am crescut imaginea. Sunt foarte mulți care procedează așa. Noi nu facem parte dintre ei, nu ne-am folosit niciodată de reușitele altora. Am început afacerea în sufragerie, pentru că asta erau condițiile. Noi lucram în televiziune amândoi, nu eram pregătiți pentru asta. Și mi-aduc aminte că Marius ziua muncea la ProTV, ajungea târziu seara, eu aveam filmări, montaj în timpul zilei când vă spuneam că a apărut și emisiunea la un moment dat. Și noaptea o culcam pe Anisia și noaptea... Și să vă ocupați de... Da, absolut. Noaptea deveneam patronii afacerii noastre pe covor. Trebuia și ce a susținut, așa este. Da, da. Au fost, cred că, vreo 2 ani foarte grei. Foarte grei. Îngrozitor de grei. Dar am pus cărămidă cu cărămidă de la scris AVB-ul de mână, pentru că la vremea respectivă, cum spuneam, tehnica nu era atât de evoluată. Nu permitea și atunci. Până la lipit scociu pe colete, răspuns mail-urilor către clienți și așa mai departe. Am construit pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, fir cu fir. Am așezat totul în această poveste. Și știți, durerea cea mai mare este că acum, uitându-ne în urmă la acest an și jumătate, aproape doi, este faptul că spre noi micii antreprenori, cei care poate suntem cei mai corecți față de stat, nu s-a întins. Nu se uite nimeni și nu încearcă să caute o soluție de sprijin și pentru... Nu, și nici nu se întreabă cineva, adică cumva e senzația aia că nici nu contează dacă ăștia mai trăiesc sau mor sau știi, adică e un sentiment foarte straniu de care vine așa din toate părțile și peste care încercăm să trecem și să-l lăsăm în spatele nostru ca să nu lovească foarte tare. Eu cred că oricine are un business mic sau mijlociu, mă rog, de familie. Mai ales într-o perioadă ca asta are nevoie de sprijin. Da, absolut, și cred că înțelege foarte bine ce povestesc eu acum. Adică, vă înțeleg perfect. Da, sunt foarte multe lucruri grele, dar pe care trebuie să le ducem cu multă demnitate și cu mult curaj și cu liniștea aceea, cu împăcarea despre care vorbeam ceva mai devreme, pentru că eu cred cu toată tăria că întotdeauna munca corectă primește o răsplată meritată. Este. Cândva. Este. Asta e un crez care, cred eu, ne poate ajuta oriunde ne-am aflat. Absolut. Oriunde ne-am aflat. Absolut. Adică eu nu cred că pentru cineva, am și în afară clienți care îmi povestesc că e la fel de greu. Este. Chiar aveam cineva. Eu nu vreau să încep eu, că nu, aici nu e, întâlnirea noastră este dedicată. Tare, te duci, dar... e ușor.
V-am scinat din Franța, am povestea acum 3 zile cât de greu este acolo, adică unde totuși există un sistem pus la punct și sunt cu totul alte condiții. Greul ăsta se resimte peste tot. La noi cu atât mai mult că totul este în un haos. Este un haos. Și în Austria la fel. Și pentru mine a fost... Chiar că deja în perioada asta de aproape 2 ani de zile, online nu intrase deja, își intrase în mână, nu aș fi fost eu singura care. Dar a trebuit să merg pe aceeași variantă, adică nu mai puteai fizic să ai o librărie, nu aveai cum, nu mai puteai. Și atunci ce aveai de făcut? Renunți sau trebuia să faci ceva? Da, și atunci m-am uitat la fel, a trebuit să aleg, să spun ok, nu mai merge așa, nu pot să continui așa, trebuie să găsesc o variantă. O variantă în care să mă pot implica, care într-un fel mă ajută și pe mine, dacă vreți să mă înțelegeți, și mental și sufletește. Pentru că în același timp trebuie să-mi împart timpul, și asta o știți, pentru David, pentru copilul meu, care are nevoie de o atenție specială. Dar mergem înainte. Trebuie căutat soluții tot timpul. Sunt momente în care spui că nu mai pot sau că nu... că vrei să renunți, dar știți, îmi spun tot timpul că nu mai pot, mai pot puțin și merg mai departe. Eu am învățat câteva lucruri foarte importante de la câțiva părinți ai unor copii speciali pe care i-am filmat în niște momente. Țin minte că era un tată pe care l-am întrebat în stupida întrebare, dar pe care, mă rog, în televiziune o pui ca să poți să-ți legi povestea. De ce credeți că vi s-a întâmplat tocmai dumneavoastră? Avea o fetiță cu tetrapareză spastică, fără practic nicio șansă de recuperare. Și mi-a spus așa, Irina o chemă pe fetiță, ne-a ales pe noi să-i fim părinți. Pentru că suntem singurii oameni din universul ăsta care o putem iubi așa cum este. Și atunci răspunsul ăsta mi-a rămas întipărit, sunt foarte mulți ani de atunci, dar mi-a rămas întipărit în inimă și în minte. Pentru că atunci eu am înțeles că nu primim nimic, dar nimic în viața asta ce nu putem duce. Dacă n-am putea duce, n-am primit noi. Dacă n-ar fi încercarea mea, nu aș primi eu, ai primi-o tu sau X sau Y. Dar atâta timp cât încercarea respectivă vine la mine, înseamnă că eu sunt singurul om din universul ăsta care o poate duce. Și atunci este foarte important să ne gândim la lucrul ăsta și să transformăm o lecție negativă, o întâmplare, o experiență negativă într-o lecție pozitivă. Așa e. A putinței, a puterii, a curajului. Adică, să știți că și aici sunt multe și cred eu că și întâlnirile acestea pe care îmi doresc eu să le am cu oameni frumoși și cu oameni care dăruiesc ceva așa cum o faceți și dumneavoastră de atâta timp, iar eu ca un cititor așa v-am descoperit mai mult. Știam și dinainte munca dumneavoastră ca jurnalist, pentru că am trecut pe acolo și eu, dar eu așa am descoperit-o pe Irina Reisler. Mulțumesc. Și sufletul ei și felul în care ne-ați redat o frântură din povestea de viață și din curajul de a spune că trebuie să merg mai departe. Trebuie să mergem mai departe. Iar aceste întâlniri eu cred că sunt binevenite și am cochetez foarte tare cu ideea asta unor scurte pastile de motivaționale, cumva, deși așa s-a bagatelizat termenul, toată lumea face motivațional, toată lumea. Da, acum așa este, știți? Dar încercăm să facem un pic diferența, că nu suntem. Ai ceva de spus. Real, ai ceva de spus. Mai exact, oamenii ăia nu fac. Da, și mă simt și multă lume mă întreabă, bă, de ce nu faci? Că ai atât de mult de spus oamenilor, de transmis, nu de spus, nu că sunt vreo deșteaptă. Dar probabil că rolul meu în viața asta,
când m-a trimis pe mine Dumnezeu pe pământul ăsta, mi-a dat în mână un bilețel pe care scrie mesager. Pentru că eu toată viața asta, asta am făcut. Am fost mesager. Am dus de colo până colo diverse. Și în campaniile umanitare, tot asta făceam. Duceam de acolo până acolo. Acum cu bijuteriile, tot asta fac. Duc de colo până acolo. Deci întotdeauna în viața asta am fost un mesager, un intermediar. Și cochetez foarte tare. Probabil că la un moment dat chiar am să-mi iau inima în dinți. Eu nu fac întâlnirile astea motivaționale, nu că nu vreau sau nu, dar cumva din teama aia, știi, să nu pară, nu știu cum, adică e atât de multă lume cu studii, cu diplome, încât un om care nu are studii în terapii motivaționale și în psihologie și în asta, poate să pară un amator. Da, poate că am să-mi depășesc la un moment dat jena asta de bun simț. Eu vă încurajez să o faceți. E foarte important. Multă lume mă întreabă de ce am închis grupul de pe Facebook. Și cauzele sunt multe. Sunt legate și de pandemie și de canalizarea energiei mele către a supraviețui până la urmă și a menține business-ul la linia de plutire. Dar ține foarte mult și de oameni. Eu am închis grupul de pe Facebook în momentul în care cineva, una dintre persoanele pe care am ajutat-o, nu doar la slăbit, ci am susținut-o în niște momente cumplite ale vieții, mi-a trimis un mesaj în care mi-a spus: sau știi ceva, eu m-am cam săturat să mă urechez tu, să cine te crezi tu pe lumea asta până la urmă, să-mi spui tu mie ce să mănânc și cât să mănânc și ce să combin ca să nu mă îngrași. Uitase. Însă pentru mine a fost așa o palmă dureroasă în momentul acela greu, oricum că începuse toată nebuneala, încât în clipa aia am hotărât să pun punct. Știți că a fost un grup făcut de doctorul Craiu, care este un... Știu, asta am vrut să spun. Aceeași reacție a avut și domnia sa. Este un om care... Mie personal mi-a marcat, nu aveam copilul pe vremea când făceam interviuri cu dumnealui, dar ceea ce m-a învățat nu am să uit niciodată. Este un om extraordinar. Și ați văzut că exact de aici a venit renunțarea. De asta spuneam că oamenii s-au schimbat, deși acum un an jumate erau la fel și nu trecuse nicio pandemie. E foarte greu să te expui și să dai din tine. La fel ca și dumneavoastră, omul acela și-a dăruit timpul și toate informațiile legate de sănătatea copiilor noștri fără nicio, adică a fost un proiect din suflet, către toată lumea. Și apoi, după nebunia asta cu vaccinarea, să sară exact ceea ce ați povestit prin propria experiență, că mi se pare ceva. Da, și la un moment dat stai și te întreb, de fapt ce am greșit de merit asemenea palme? Adică, serios, te întorci și către tine când te doare și te ustură locul în care vine palma și te întreb, chiar merit asta? Adică mi-am lăsat familia, mi-am lăsat copilul ca să fiu acolo. Să aveți timp, pentru că asta îți consumă timp din viața ta până la urmă. Și știți-vă că sunt oameni care, nu știu, acum dorm, că trăiesc în America, dar ei se trezesc și au nevoie de tine acolo. Și la fel dormeam câteva ore pe casă. Ce? Adică până la urmă, sigur că da. Adică a fi bun înseamnă a nu judeca și a nu condiționa, dar până la o limită. Când bunătatea începe să semene a prostie, adică trebuie delimitat foarte clar de unde ești bun și de unde începi să fii prost. Și eu am simțit acel moment ca pe unul în care începeam să fiu luată de proastă, nu de bună. Și am pus punct. Dar poate că mă voi gândi la un moment dat să am genul acesta de discurs, de intervenții, în care am venit, am spus ce am avut de spus și am plecat în viața mea și la treburile mele. Însă povestea asta cu voluntariatul la voia întâmplării în larga lume virtuală nu mai merge, nu se merită. Nu merge.
foarte multe lucruri urâte s-au întâmplat în anii de voluntariat, de grup pe Facebook, de exemplu. Tot așa, oameni pe care îi ajuți și dacă odată ai zis un cuvânt... N-ai putut? Prâmb. Nu că n-ai putut, că eu trebuia să pot tot timpul. Dar ai zis ceva, că poate te-ai grăbit sau poate că între timp Anisia mă întreba nu știu ce și cu o mână scriam și cu una îngriam copilul. Da. Ai zis un cuvânt pe lângă, gata. Deci în momentul ăla ești cel mai nenorocit și urât. Da, nu, asta nu e ok și este foarte de altă parte tot timpul v-aș spune să nu renunțați. Lumea virtuală este o lume extrem de pestriță. Și este o lume în care niciodată nu știi cu cine stai de vorbă. Așa e. Că și eu aș putea să îmi pun la profil o poză de bărbat și să pretind. Da, corect. Tu nu ai cum să verifici asta. Știți că vă spun din propria experiență. Chiar dacă pagina asta o povestim așa cât așa. O pun tot așa piatră cu piatră, adică singurii că n-am putut să investesc mii de euro ca să-ți faci promovare. Dar am zis, domnule, merg pe onestitate, nu am de ce să mă feresc să comunic față în față online cu pe cine mi-aș dori să am alături și persoană publică, da? Să zic, bă, cine o fi? Ok, nu am brandul nici ProTV în spate, nici un alt mare brand de televiziune, dar cred că mai sunt oameni de nișă, eu așa numesc ceea ce fac. Da, da, absolut, da. Dacă nu toată lumea, eu dacă aș încuraja sau vreau să citesc o carte bună și încurajez oamenii să citească o carte bună, nu merg acum pe, nu știu, ce ar merge numai când pui din punct de vedere al vânzărilor. Că nu merg așa. Da. Poate dacă aș fi gândit și am zis că nu, trebuie să fie bine. La un moment dat o să fie bine. Și atunci vreau să ofer oamenilor mai mult. Da, o să fie. Și oameni care au ce să spună. Oameni care au ceva în spate pentru că au muncit ei și au pus pas cu pas și au construit ceea ce au. Eu cred că poveștile acestea motivaționale, indiferent despre ce ar povesti, dar ar fi vorba în ele, sunt foarte importante în acest moment. Poate mai mult ca înainte. Și înainte ne plăcea să ascultăm sau căutam astfel de povești. Dar acum cu atât mai mult, pentru că așa cum spuneam mai devreme, greul este al tuturor. Nu cred că există un om confortabil care stă cu burta la soare și adică, nu știu, or fi și aleși din ăștia ai sorții. Dar până la urmă, orice om care muncește, trăiește și se învârte în lumea asta a fost afectat de anul acesta și jumătate de pandemie. Și atunci cred că e foarte important ca tocmai acum să aducem aceste povești în față. Poate că și eu am o zi mai grea și mă agăț de povestea ta. Și asta este, și asta e o formă de ajutor. Pe care o, cum să spun, un ajutor pe care îl vedem așa, conștient sau nu. Dar dacă tu ai ceva de povestit, vino și povestește, că așa tu nu ai de unde să știi dacă pe mine mă ajută sau nu treaba aia. Dacă nu mă ajută, am buton de off și nu este niciun fel de problemă până la urmă. Pe mine personal mă ajută. Mă ajută pentru că atunci și o să spun așa cât să afle toată lumea acum și pentru cei care vor urmări mai târziu întâlnirea noastră, pentru că vor fi cu siguranță. Când am vorbit cu dumneavoastră acum câteva zile, era târziu. Și totuși, la ora aceea, după o zi de muncă, Irina Reisler, oameni buni, lucra la bijuterii. Da, da. Și era târziu. Da, v-am spus era că era târziu. Și totuși am zis, da, deci chiar eu și nu consider că fac... Cât timp avem, nu trecem prin asta și nu renunți. Nu fac nimic special. Nu sunt o... n-am stea în frunte. Dar... Așa a fost toată viața mea. Adică eu n-am fugit de muncă niciodată. Munca nu am perceput-o ca pe o corvoadă. Probabil că sunt cumva o aleasă a sorții în ideea că tot timpul am făcut ce mi-a plăcut și am știut să spun nu la ceea ce nu mi-a plăcut. Adică și în televiziune totul a fost făcut cu foarte multă pasiune. La fel, nici acolo nu exista ceas după care gata, la 4 m-am ridicat de la birou și la revedere. La fel este și acum. Nu
contorizez în niciun fel program de lucru de 8 ore. Dar nu consider, cred că sunt foarte mulți oameni care sunt așa. Și nu e nimic anormal că da, am vorbit duminică seara la, nu știu, 9 seara, nu știu cât era, și tocmai terminasem de făcut niște bijuterii. Asta e viața mea, adică eu nu consider că tocmai de asta spun, că atunci când construiești ceva, noi cum să spui, nu știu, nu am chef azi, sau poate cei care ar crede că, ei, lasă că au bani sau se descurcă sau lasă, știți, sau genul de oameni pentru care și din cauza cărora ați închis acel grup, care probabil consideră că, nu știu. Sunt foarte mulți oameni care te judecă, dar sunt acei oameni te vor judeca oricum ai fi tu. Așa este. Așa este. Oamenii te judecă nu pentru că tu ești nu știu cum, ci pentru că ei sunt nu știu cum. Adică, iarăși aici este ceva pe care, cum să spun așa, aș vaccina oamenii cu ideea asta. Când cineva vorbește urât despre tine, nu e pentru că tu ești urât. El e urât. Sunt foarte mulți oameni care suferă din ce zice ăla, ce face, ia uite cum zice, ia uite. În primul rând, gura oamenilor nici pământul nu astupă. Așa e. Nu poți să faci, să fie, să-i mulțumești pe toți. Oricum te-ai strălut, poți să fii un boț de aur. Tot va exista cineva care să-ți spună că nu e culoarea de aur care îi place lui. Dar referitor la ce spuneați dumneavoastră mai devreme, că există și vor exista tot timpul. Important este să pleci tu de acolo. Dacă simți că nu e ce-ți place și ce-ți trebuie, pleacă. Spune nu. Exact ce ziceam în deschiderea intervenției. Dacă crezi că poți să schimbi ceva, schimbă. Eu nu cred în ea. Adică sunt genul acela care crede că iubirea, din iubire se poate face foarte mult bine. Dar în același timp am probat că adică sunt experiențe pe care le-am trăit. Nu schimbi orice cu iubire. Sunt oameni pe care pur și simplu nu îi poți schimba oricât i-ai iubi. Și atunci, fără resentimente și fără niciun fel de judecăți, plecăm de acolo. Adică, până la urmă, nu pot sta într-un loc unde nu știu că nu pot face ceva și nu pot crește și nu pot. Vis-a-vis de judecata, uite, are, uite, păi, da. Vină, dacă cineva judecă, să vină să-mi vadă palmele și bătăturile din palme. Așa. Și după aceea discutăm despre ce are fiecare. Sunt bătături pe care nu am să le mai dau jos din palme niciodată. Așa cum după 15 ani de teren de televiziune, prin ploi, prin zăpadă, prin frig, prin spitale, cu copii morți, cu oameni care plângeau, cu mame care urlau și așa mai departe, la fel nu poți să judeci, uite ăla are, uite ăla face, uite. Vino la mine să-ți povestesc mai întâi cum e. Eventual poți să încerci și tu să testezi dacă duci sau nu. Și după aceea discutăm despre, judecăm. Dacă chiar ținem neapărat să judecăm. Ați spus așa de frumos în cartea dumneavoastră că fericirea vine din înțelepciunea prin care știi să-ți treci propriul timp. Da. Oamenii vor să trăiască, nu, oamenii iubesc să trăiască viețile altora și timpul altora. Și așa este. Pe mine mă uimește treaba asta. Adică e vorba despre întoarcerea aceea spre tine, ce vorbeam mult de vreme. Adică eu, în loc să încerc să cresc, să mă cresc pe mine, să investesc în mine, să fiu tot mai bun, mai frumos, mai deștept, mai. Eu stau și mă uit, uite cum e ăla, ia uite cum face aia, ia uite ce zice alălalt. Adică noi suntem mai preocupați de viețile altora decât de propria viață. Eu n-am să de a acționa sau de a face ceva. Știți că în general cei care judecă atât de, nu știu, se aruncă atât de repede în a judeca, sunt și cei care. Adică poți să te uiți. Cele mai multe ori nu mișcă a face nimic, știți? Probabil, da, nu știu, poate unii fac, poate unii au, sunt perspicace și fac și. Poți să te inspiri,
Adică și eu privesc către alții și mă uit. Mi-ar plăcea să fac asta, ia să văd, sunt în stare sau cum aș putea aplica cu tare lucru pe structura mea sau pe business-ul meu sau, trebuie să fim inspirație și trebuie să ne inspirăm de la alții. Face parte din evoluție până la urmă. Și la bijuterii, de exemplu, și eu mă uit la alții ce lucrează, mai ales în afară, ce se poartă. Sunt câte creatori în zona asta din Rusia. În Rusia sunt niște handmade-iste excepționale care fac niște bijuterii fabuloase. Aș minți să spun că nu. Sigur că mă uit, sigur că am opinie despre ceea ce văd, dar asta nu înseamnă să judecăm și asta nu. Sau eu mă uit ca să pot aplica în evoluția mea, să folosesc niște idei bune în a mă crește pe mine. Sau mă uit la cutare și zic, băi, mie nu-mi place cum a procedat în situația respectivă sau așa nu se face, nu e moral, nu e etic, nu. Bun, și asta este partea cealaltă în care spui, așa nu. Dar de aici și până la a toca și a te preocupa mai mult de ceea ce face vecinul, capra vecinului, la noi, din păcate, cred că asta cu capra vecinului este stil de viață. Așa este. Știu pentru că vă urmăresc și nu am de ce să mă spun, acum ați adus în România, cred că este o firmă din Spania, dacă nu mă înșel, sper să da, produsele noastre, produsele în greșit. În Spania, da, da, așa este. Da, este un brand care cochetăm de mai bine de 2 ani. Am apucat să testăm produsele în vremea în care aveam centrul de remodelare și ne-au convins, însă pandemia practic a stopat investițiile. Sunt de la Vasconcel, sper că am spus corect, da? Da, 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 da. Este, ei s-au rebranduit între timp. Noi am păstrat legătura cu ei, am ținut caldă relația în acest an și jumătate și acum am reușit să concretizăm parteneriatul nostru. Sunt cosmetice profesionale, la fel ca și cele de la Postcoam, pentru ten și pentru corp, pe care toată lumea care le-a atins le-a iubit din prima. Ei sunt un brand. Au o istorie interesantă astăzi. 1900 de piață, da, adică mai rar să găsești un brand cu asemenea vechime pe piața de beauty. Le-am adus și acum urmează să cresc un nou copilaj, brandul acesta. Cu răbdare și cu exact așa. Nu e imposibil. Așa trebuie să creștem și un business de familie. Sigur că dacă visezi la corporații și ai visuri din acestea mărețe, deja vorbim de o altă dimensiune, dar vorbim și despre alte investiții. Dar dacă vrei să te menții în zona asta unui business în care să trăiești decent, în care să fii corect și în care să îi faci fericit și pe alții, trebuie să investești exact așa cum investești în copilul tău. Timp, răbdare, iubire, să ierți greșelile, că asta este, toți greșim. Așa, eu așa mi-am crescut business-ul. Nici cu permisiunea dumneavoastră, eu am postat pentru toți cei care vor să vă cunoască și să cunoască produsele dumneavoastră. Mi-am permis să pun, iată, burtieră, că merg pe prin, tot din televiziune mi-a rămas și mie, rămânem la burtiere. Da. Mulțumesc. Eu cred că e loc pentru toată lumea sub soare. Și niciodată nu am privit concurența ca pe ceva ce trebuie omorât. Poate că în ochii corporatiștilor este o greșeală, dar ca să poți să crești și ca să poți să fidelizezi atunci când ești într-un business mijlociu, mediu, de familie, trebuie să nu omori concurența. Eu cred că fiecare are clienții lui și dacă tu ești clientul meu, nu vei putea fi clientul lui decât dacă eu greșesc. Exact la fel este și cu bijuteriile. Dacă cuiva
cineva iubește bijuteriile pe care le fac eu, le va cumpăra în continuare pentru că îi fac bine. Desigur, are libertatea de a descoperi și alți creatori. Până la urmă, repet, nu consider că am eu o stea în frunte și că totul strălucește în jurul meu. Sunt oameni care au nevoie de energia mea acum, dar poate că peste un an vor avea nevoie de energia ta. Și atunci avem libertatea de a ne mișca, de a alege. De... Așa este și cu piața de cosmetice până la urmă. Fiecare are clienții lui. Totul este să oferi calitate, să nu păcălești. Iar aici prin păcălit nu înseamnă că am de foarte multe ori mă întreabă lumea: și dacă mă dau cu crema de la dumneavoastră, slăbesc? Poate că cel mai simplu ar fi să spun da, sigur, sigur da, că da. Normal. Continuați să mâncați cutii de bomboane și hamburgeri și să beți sticle întregi de suc, pentru că această cremă este fabuloasă, este de la Dumnezeu și vă slăbesc. Nu, nu țineți disciplină, nu trebuie să aveți grijă cum mâncați, că totul merge pe așa e. Probabil că ar fi cea mai facilă și bănoasă cale să te apuci și să vinzi iluzii. Dar eu întotdeauna, chiar zilele trecute, m-a întrebat cineva pentru grăsimea de pe abdomen și primul lucru pe care îl scriu e dieta. Nu vreau să te mint, nu. Iar dacă cineva reușește să te convingă pe lumea asta că dacă te ungi cu o cremă scapi de 10 kg sau de 50, ăla va Dumnezeu. Deci ăla va fi Dumnezeu pe pământ. Crema aia va fi așa un trofeu. Nu există. Există produse cosmetice de calitate care realmente pot fi partener într-un program de slăbire, dar întotdeauna eu îmi învăț clientele să abordeze toate cele trei zone. Dieta e principala, deci fără ea nu există. Mișcare, nu mers la sală, că poate nu toată lumea agrează treaba asta, iar acum este și mai greu. Mișcare. Poți să urci pe scări sau poți să mergi la pas în parc în fiecare zi. Și tratamente de remodelare corporală. Ele împreună pot avea rezultate spectaculoase. Fiecare are un rol foarte bine definit. Niciodată crema nu va lua locul dietei, dieta nu va lua locul sportului și așa mai. Fiecare are rolul lui într-o piesă de teatru care poate... se poate sfârși cu aplauze. La fel nu pot să vin și să-ți spun dă-te cu crema asta antirit că mamă, deci o să fii de, ca la 20 de ani, promit. Hai să fim serioși că vedem tot felul de reclame în care din pielea ca o armonică care nici de cum nu de față este e piele ca așa cum are fiică mea la 20 de ani. Hai să fim serioși că până la urmă suntem oameni mari și am trăit atât de multe lucruri și am văzut atât de multe lucruri. Hai să învățăm din treburile astea și să facem diferența asta între miracol, iluzie, ceaiuri vindecătoare. Știți, ceaiurile vindecă și cancerul și pe bune, adică în anul 2021 nu mai putem vorbi despre astfel de lucruri. Nu există nici ceaiuri vindecătoare care să dintr-un muribund să-l facă viu și să-l repare la loc. Nu există astfel de lucruri. Există doar lucruri de calitate, produse de calitate și tot concursul din partea noastră. Așa este. În slăbire, asta este. Degeaba eu continui să mănânc nelimitat. Fără disciplină nu se poate. Fără disciplină nu se poate. Să mă umplu cremă și după aia să fiu nemulțumită că am tot 100 de kilograme. Serios, adică poate că în anii aia când abia se inventau cremele și dietele puteai să scuzi astfel de lucruri. Dar acum când există atât de multă informație și atât de multe povești și atât a crede că dacă înghiți niște pastile se întâmplă miracol, se poate. Există astfel de pastile care pot fi adjuvante. Da, ok, în regulă, mai pui un plus acolo. Eu nu recomand, niciodată nu am recomandat
suplimentele, pentru că nu știm ce, nu știi ce. Care pot fi efectele adverse. Asta nu este, că nu vedem fiecare metabolism în parte. Da, absolut. Adică, până la urmă, a slăbi și a te îngrășa are directă legătură cu ce mănânci. Acolo e secretul. Așa este. Nu consider că este o soluție să înlocuiești mâncarea cu pastile sau ceaiuri sau cocktailuri sau, încă nu te învață nimic despre alimentație. Iar în momentul în care vei opri administrarea pastilelor, ceaiurilor, cocktailurilor și așa mai departe, te vei reîntoarce fără doar și poate la vechile greșeli alimentare, iar îngrășarea va fi explozivă. Trebuie, dacă vrem să slăbim corect și pe termen lung, trebuie să învățăm să mâncăm, pentru că tot din mâncat ne-am îngrășat. Din mâncat o să slăbim. Adică în toate există o disciplină, așa cum și în tot ceea ce făurești ca profesional, tot o disciplină. Fără, indiferent ce am, indiferent exact cum spuneți, am încercat să cosmetizăm sau doar să prezentăm, să dăm un produs de dragul de a-l da cuiva. La un moment dat, lucrurile acestea care nu au niciun fundament solid n-au cum să reziste în timp. Sper că m-auziți. Din păcate, cel puțin în momentul acesta, nu vă aud. Imaginea cred că a înghețat. Cred că am rămas decât eu, s-a întâmplat să fie, o să revenim. Gata. Da, a fost o cădere de internet. Da, nu-i problemă, revenim. Să știți că nu suntem, nu băgăm pauzele de publicitate. A fost o pauză de băut apă. Da, exact. Da, corect, așa, de câteva secunde. Pentru că probabil e foarte utilizat în această perioadă și de câteva zile cam face figuri internetul. Nu-i bai, că ne-am descurcat și e totul perfect. Eu între timp, eu baleiez, știți, între pentru că atunci când accesați site-ul marisia.eu și vă încurajez să o faceți, pe lângă colecțiile impresionante de bijuterii handmade făcute cu mânuțele doamnei Irina Reisler, vă întâlnim un citat pe care eu îl ador, tot din... Tot dintr-o carte dragă mie și sufletului meu și multor români care și-au dorit să aibă cartea pe raftul lor și aici în Austria sau în Belgia, pentru că am foarte mulți cititori care îmi cer cărți în limba română din Belgia, din Franța, din Austria, din Germania. Și de asta zic eu că e bine ca atunci când cel care a scris cartea ce o ai lângă tine să-l și vezi acolo aproape de tine, în direct. Da, poate după ce se termină perioada aceasta cu restricții, cu incertitudini, mi-ar plăcea foarte mult să există comunități de români peste tot în lume unde cartea a ajuns. Și mi-ar plăcea foarte mult să reușesc genul acesta de interacțiuni pe viu. Pentru că o vom face, tare mult mi-ar plăcea. Da, dar și acolo e emoția și mai și decât ce transmitem noi, ce încercăm să facem acum, da, online, și pozițiile de acum. Dincolo de emoții și de frumusețea întâlnirilor, pe mine mă bucură adunările acestea de oameni, pentru că în felul ăsta poți să descoperi că cel care a scris o carte sau pe care l-ai văzut la televizor sau care, nu știu, e persoană publică sau este un superstar pe Instagram sau pe Facebook sau... e de fapt un om. Așa e. E un om ca și tine, făcut din carne și din oase, care respiră ca și tine, care simte ca și tine, care nu este cu nimic mai sus decât tine, iar faptul că este o persoană publică e fie o șansă a vieții lui, fie cariera vieții lui. Adică, uite, mă întreba lumea, tu să-i seama actrici de deosebită că lucrezi în televiziune?
adică asta e cariera mea, e profesia mea, e meseria mea, așa cum tu ești medic sau profesor sau nu știu, habar n-am, orice meserie este o meserie ca oricare alta. Iar faptul că am ajuns la televizor a fost pentru că ăsta a fost drumul meu, adică a fost trenul meu în care m-am urcat și aia a fost. Dar nu mă face cu nimic mai specială sau mai bună sau mai frumoasă sau mai deșteaptă decât ești tu. Cu absolut nimic. Nu am un corn în frunte pentru că am fost la televizor, la ProTV sau la TVR sau nu știu unde. Sunt un om ca și tine. E, aceste întâlniri fizice creează legătura asta de la egal la egal, de la om la om, de la nu mă urc pe scenă și tu mă aplauzi și eu sunt. Nu. Stăm la aceeași înălțime și povestim în jurul aceleiași mese. Întâlnirile mele cam așa au fost. Sau tu stai jos și eu în picioare. Pentru că avem vedete suficiente și nu mai are țara asta nevoie de încă una. O să treacă dincolo de ceea, de conotația ceea ce înseamnă vedete în ziua de azi, așa că nici nu, nici măcar nu cred eu că ar trebui să mă gândesc la... Da, în fine, n-am făcut parte din lumea asta niciodată cu o astfel de gândire, sigur nu aș fi. Adică mă refeream strict conotația cea ironică a termenului de vedetă, că știți bine că acolo prea mulți parcă își folosesc titulatura asta și o folosesc aiuritor, adică... Până la urmă, fiecare este liber să aleagă ce îi place, ce îi face bine, ce îl înalță, ce îl doboară. Eu îi privesc, cum să spun, cu răceală și înțelegere, chiar și pe cei despre care spuneți, pentru că e așa consideră. Adică dacă ea crede că aparițiile la televizor în desuri sau fără desuri îi face bine în evoluția ei ca și spirit, ok, adică nu o să mă apuc eu acum să dau lecții de etică, moralitate. Fiecare este liber să aleagă. Fiecare este liber să-și trăiască viața exact așa cum îi place. Și cât de frumos să spuneți chiar dumneavoastră, dăruiți și dăruiți-vă. Da, uite, chiar și de foarte multe ori am stat și m-am gândit la persoana despre care vă spuneam că mi-a scris când am închis grupul de pe Facebook. Bă, până la urmă, bun, pe mine m-a plesnit așa scurt și am luat o decizie tranșantă. Dar până la urmă, e dreptul ei să se sature, adică nici măcar nu am considerat că trebuie să o judec, nimeni nu a aflat, adică nu voi spune niciodată nici cine e, nici doamnele de pe, din grup, erau, vorbim de un grup de 10.000 de oameni, nu au aflat despre acel incident concret cu, până la urmă, fiecare este liber să decidă pentru el dacă consideră că lucrul ăla îi aduce bine. Adică suntem, toți primim aceeași minte și aceeași capacitate de a cântări. Da. Așa este. Dacă eu cred că, uite, interviul cu tine îmi va aduce bine, îl fac. Dacă consider că nu, sunt liberă să nu-l fac. Corect. Toate deciziile până la urmă. Adică nu judecăm. Dar cred că simți și omul. Legat, pentru că spuneați și mai devreme și de doctorul Craiu, sunt astfel de oameni, da? Ne lovim de astfel de oameni, da. Eu nu vreau să renunț când mă lovesc de genul ăsta de oameni, da? Știți ce zic? Dacă nu ai loc lângă mine, în comunitatea mea, unde mă simt, ok, bun, atunci du-te unde vrei tu. Da, du-te. Da. Nu trebuie să renunțăm nici o parte, nici alta nu trebuie. Pentru că în spatele a tot ceea ce ați creat acolo sunt orele alea de muncă, orele alea pe care i-ați privat poate pe cei dragi, dar ați petrecut pentru că ați făcut ceva în care ați crezut. Acum că se mai trezește unul care are dreptul să se sature, ai dreptul să se sature, ok, nu ești ok. Te duci în altă parte unde crezi tu că ți este bine.
că da, așa e, așa am gândit și eu la primul incident. Când ele normal că te doare, te doare, că știi că mare a fost unul care a pus foarte. Adică până la urmă bănescă și cu grupul domnului doctor Craiu. Da. N-a reacționat la prima, nici la a doua, nici la a zecea, mă, dar la un moment dat există o limită când orice om pleacă. Da, nu trebuie să renunțăm. Nu, nu te mai regăsești? Ori pleci tu, ori plec eu, eu merg pe drumul meu, tu mergi pe drumul tău. Adică libertatea asta a oamenilor există și trebuie să existe. Dar și a mea. Adică așa cum poți să accept că tu ai dreptul și libertatea să faci alegeri și eu am aceleași drepturi, adică suntem egale în nu doar tu poți să alegi, iar eu pe mine trebuie să mă găsești aici înfiptă în scaunul ăsta, orice ar fi la orice oră. Nu, 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 drepturile sunt reciproce. Da, până la urmă v-am spus, cred că este vorba despre felul în care fiecare dintre noi vede viața, vede oamenii. Nu spun că felul în care eu văd viața și oamenii este mai bun ca al tău. Eu povestesc despre cum văd eu. Dacă cineva poate să culeagă ceva bun din asta, sunt fericită. Dacă nu, mai încercăm. Și eu și tu. Tare mult, mă bucur că sper din suflet că v-ați simțit bine alături de noi. Da, de toți cei care, să știți, că primiți mesaje, eu încerc să le mai afișez din când în când. Pentru că sunt oameni care v-au trimis cât un mesaj. Da, da, da. Care sunt bucuroși, ascultându-vă poveste. Ați văzut că răspund, poate că nu imediat, dar sigur în... Nu, întotdeauna. Cel puțin întotdeauna. Eu urmărindu-vă știu că sunteți atentă cu ascultare din cei care... Nu, nu-mi permit să las pe cineva să vorbească cu mine fără să răspund, pentru că așa cum tu ai rupt din timpul tău 30 de secunde sau 10 minute să îmi scrii mie un mesaj și eu trebuie să-ți răspund cu aceeași disponibilitate. N-am să înțeleg niciodată, eu evit, de exemplu, să urez la mulți ani oamenilor pe Facebook pentru că în 90% din cazuri nu răspunde nimeni. Sau te trezești acolo cu un pacul, tu scrii frumos din suflet, așa, like. Nu consider că, iată, iarăși este un punct acela nu ține locul, acela nu ține locul. Adică, mă, dacă, sigur, și eu am de ziua mea mii de mesaje pe toate părțile. O săptămână rup din zi, ziua de 24 de ore, hai că e timp suficient pentru toate. În fiecare zi rup câte o oră până termin să le răspund tuturor. Pentru că așa se face. Că dacă ne întâlnim pe stradă și eu zic bună ziua, tu îmi răspunzi bună ziua. Sau invers, dacă tu îmi zici bună ziua, eu îți răspund. La fel este și în lumea așa virtuală. Dar de fapt nu este la fel. Sunt și când vom înțelege că lumea virtuală nu este la fel ca lumea. Adică, apropo de răutăți și de... Eu sunt ferm convinsă că dacă oamenii respectivi ar fi în fața mea acum, nu ar îndrăzni să-mi spună ce spuneau în lumea virtuală. Cu siguranță. Dar de asemenea, totuși am siguranța că și atunci când ne vom întâlni în Salzburg, se va întâmpla lucrul ăsta, sunt sigură. Și atunci când, pentru că oricum pregătesc o nouă comandă, așa încât cu mare drag vă îndrept să citiți cartea doamnei Irina Rasle. E o carte minunată și, repet, nu e o carte cu rețete de slăbit, ci felul în care și-a așternut povestea, sufletul și experiența prin care ați trecut. E, cred eu, un punct de plecare pentru cele care poate la un moment dat, nu știu, se oprește și consideră că ce pot să fac, că nu știu ce să mai fac. Slăbitul este negreșit despre mâncare, cum spuneam mai devreme. Este cel mai important rol îl are alimentația în slăbire, dar nu este doar despre mâncare. Slăbirea este despre autoînvățare, despre autoeducare, despre control, răbdare, echilibru, curaj, liniște.
împăcare. Eu toate lucrurile astea sau mare parte din ele și în mare proporție, atunci le-am învățat. Nu m-am născut eu așa o înțeleaptă și anul acela în care am slăbit aproape 50 de kilograme, m-a învățat să mă uit către mine, să mă analizez, să fiu atentă la semnalele pe care corpul meu, sufletul meu le transmite. Am învățat că ce trebuie să fac să-mi găsesc motivația, pentru că pierderea motivației pe care o regăsesc, apropo, și în situația pe care o traversăm acum cu toții, cred că cel mai important ca să mergem înainte este să ne găsim tot timpul o motivație. Cunosc business-uri care au pierdut, au dispărut, pentru că nu au reușit să-și găsească în permanență motivația de a continua. De fapt, cred că este cea mai urâtă parte a acestei pandemii, lăsând la o parte boala, nu vorbim despre asta. Asta este. Pe mine, anul acela de slăbire, m-a învățat să caut tot timpul motivația și să o găsesc. Slăbirea este mai mult, este important să mănânci corect, dar pe lângă mâncare există și alte diete. E dieta alimentară plus alte diete. Asta înseamnă slăbire. Este. Așa este. O să închei cu mesajul pe care, așa cum am spus și mai devreme, îl regăsiți atunci când intrați pe site-ul marisia.eu. Bijuteriile handmade realizate de dumneavoastră sunt minunate. Mulțumesc. Și încurajez, pentru că fiecare piatră are povestea ei, fiecare piatră cred că transmite energia ei celui care vrea să o poarte. Și mesajul transmis de dumneavoastră e, cred eu, unul puternic pentru cine vrea într-adevăr să vadă dincolo doar de imaginea unui produs, zic eu. Și dacă îmi permiteți, o să spun așa, trei lucrurile nu avem voie să le pierdem. Sufletul, timpul și trenurile care ne trec prin viață. Sufletul să ne-l păstrăm deschis pentru iubire. Timpul să-l folosim în favoarea noastră pentru a ne crește sufletul. În trenuri să ne urcăm curajoși pentru a străbate drumul la timpul potrivit. Să nu ne irosim, să nu ne pierdem, să trăim frumos. Așa. Minunat. Irina Reisler. Așa se parte din sufletul dumneavoastră, cred eu că stă în toate mesajele astea care cel puțin pe mine mă însoțesc tot timpul și în care m-am regăsit, inclusiv în povestea aceea în momentul acela de cumpănă, când spui că trebuie să faci ceva și să-ți schimbi viața în așa fel încât să poți să mergi mai departe. Uitați, vedeți, dumneavoastră v-ați regăsit în povestea mea și ați găsit suport în povestea mea, așa cum poate unii nu au făcut-o și nu o vor face. De asta vă spuneam că eu cred foarte mult că oamenii care trebuie să se găsească, se găsesc până la urmă. La fel cum oamenii care trebuie să plece, pleacă și lasă-i să plece. Pe cei care nu vibrează ca tine. Și aceea reprezintă o lecție pentru noi. Absolut. Dar drumul nu se închide acolo. Da, drumul se închide acolo. Categoric. Vă mulțumesc din suflet. În Salzburg, am zis. Ce-i? Da. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc. Să ne revedem și să ne reauzim cu bine. Oricând mai aveți timp și pentru noi. Eu o să revin și întotdeauna o să vă atenționez, sau cum folosim noi în mediul Facebook, acel tag, nu? Pentru că sunt comenzi în continuare pentru cartea dumneavoastră. Așa încât vă mulțumesc și rămânem în legătură cu drag și ne menținem legătura, bineînțeles. Cum sănătos. Cred că va fi o întâlnire superbă și atunci când vom putea să facem acest lucru. Da, trebuie să avem grijă de noi, să fim sănătoși, să ne păstrăm sănătoși, să avem grijă și de alții, de cei din jur, să-i păstrăm sănătoși și sunt convinsă că o să ne întâlnim
într-o bună și frumoasă zi. Sărbători fericite tuturor, sărbători fericite. Nu mai avem prilejul să ne urăm și să facem lucruri bune împreună și anul viitor. Mulțumesc din suflet, sărbători fericite și dumneavoastră și familiei și să ne vedem cu zâmbetul pe buze și în 2022. Cu drag! Numai bine!